stimată asistență, mulți stimați colegi, vă salut cu deosebit respect, indiferent de circunstanțe și situația creată în contextul crizei pandemice, mă simt onorată să particip la acest eveniment. Eveniment apreciat de reprezentanții Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova. Tema pe care urmează să o prezint se referă în general la formele de comunicare în procesul de tehnologizare informațională și în mod particular la formele de comunicare specifice anumitor generații, în mod deosebit generației Z. Comunicarea reprezintă un proces complex de interacțiune între persoane și grupuri ca relație mijlocită prin cuvânt, sunet, imagine, gest, simbol sau semn. Prin intermediul acesteia, oamenii împărtășesc cunoștințe, emoții, experiențe, interese, dar și atitudini. În diferite perioade de timp, comunicarea a fost reprezentată de anumite particularități, care reflectă într-o anumită măsură fie identitatea unei societăți, fie identitatea unei generații. Societatea contemporană este una informațională, este una a cunoașterii, intermediată în mare măsură de computer. Digitalizarea informației contribuie la transpunerea directă a realității în spațiul virtual. Astfel, creează proiecții ale unui circuit informațional fără frontiere spațiale și limite temporale. Accesul nelimitat la informație, facilitat de World Wide Web, este mai puțin ierarhizat decât în trecut sau este ierarhizat după anumite criterii, ceea ce are un impact deosebit asupra formării anumitor mentalități sau a noi mentalități, caracterizate prin disponibilități specifice de receptare anumitor informații drept surse de cunoaștere. Promovarea cu încredere a unei informații se petrece astăzi din ce în ce mai mult la nivel intercultural și nu intracultural. Noile ierarhii valorice nu mai sunt configurate exclusiv în plan local. Astăzi, un om informat este obișnuit să intre în contact simultan cu mai multe puncte de vedere în raport cu o anumită informație transmisă sau cu anumite date transmise de nenumărate sau diverse surse de informare în masă. În cadrul unei societăți de tip network, primim diferite identități reprezentate de profiluri care, de fapt, creează o lume a oglinzilor, toate reflectându-se nu doar spre noi, ci spre ceilalți, de fapt, toți cei care reprezintă comunitatea virtuală globală. Pentru o singură căutare pe internet, în spațiul virtual, a imaginilor care reprezintă societatea de tip network, de obicei apar aceste imagini care, de fapt, reprezintă acest lanț infinit de conexiune între oameni și dispozitive electronice. În cadrul interacțiunii comunicaționale mediate de computer, nu doar mesajul și sensurile atașate lui sunt recreate de către mediul de comunicare în care se desfășoară acest proces. La fel este recreată și identitatea comunicatorilor în acest mediu virtual. Spațiul virtual este unul, de fapt, al morfologiei comunicării, cu totul și cu totul aparte. Tot mai mult din ceea ce înainte era considerat spațiu privat, intră astăzi în area de influență a spațiului public. De asemenea, acest spațiu este unul al libertății radicale, ca să nu spunem uneori și extreme. Aceste particularități ale societății informaționale reprezintă sunt reprezentate de un proces continuu de tehnologizare, așa cum am menționat și anterior, în care sunt acceptate în mod diferit de la o societate la alta și de la o generație la alta anumite forme de comunicare. În prezent avem câteva generații contemporane. De fapt, patru generații contemporane.
Prima fiind baby boomers, a doua generația X, generația Y și generația Z. Baby boomers sunt persoanele născute după al doilea război mondial, în 1945-1964, generația care a trecut prin foarte multe schimbări și de fapt reprezintă ei transformări la anumite nivele. Schimbările care au făcut față cu brio și le reprezintă demn. Sunt martorii și acestui proces de tehnologizare informațională, dar într-un mod mai pasiv și fără a percepe această realitate virtuală la nivel de comunicare, dar și activitate ca fiind ceva al lor. Generația X este reprezentată de persoanele născute între 1965 și 1979. Aceste persoane și-au trăit adolescența în perioada de expansiune a televiziunii. Ei încă citesc ziare, ascultă radio, privesc televizorul. Sunt destul de pricepuți atunci când vine vorba de tehnologie, îi recunosc meritele și își petrec destul de mult timp pe mediile de socializare, dar cumva încă sunt sceptici atunci când vine vorba de transferuri financiare online. Generația Y. De fapt, aș vrea să deschid o mică paranteză, deși poate pare aceste imagini selectate la întâmplare, dacă urmărim cuvintele cheie care reprezintă fiecare generație în parte, de fapt, transmit un mesaj destul de clar, reprezentate fiind de anumite stări sau atitudini sau tendințe. Generația Y mai este numită și generația Millennials. Persoanele născute la începutul anilor 80 până în 1994. Sunt cei care și-au petrecut în mare parte copilăria și adolescența fără smartphone și social media. Dacă e să ne gândim că Facebook a devenit omniprezent în anul 2008 și primul iPhone a fost inventat la începutul anului 2007. Millennials sunt cei care au crescut cumva în perioada de explozie a internetului și dezvoltării computerizate și au dezvoltat o relație de tip numită în literatura de specialitate de peste ocean love and hate, iubire și ură, în ceea ce privește tehnologia. Comunicarea în mediul online pentru ei este una normală, acceptată 100%, este gen multitasking, care se desfășoară pe mai multe rețele și în diferite forme consecutive. Generația Z, o generație despre care în prezent se vorbește foarte mult, generația care deja are primii angajați în câmpul muncii și generația care reprezintă și sistemul de învățământ. Sunt persoanele născute după 1995, mai sunt supranumiți iGeneration sau nativi digitali. Reprezintă, conform studiilor la nivel internațional, aproximativ 2,47 miliarde din populația globului, sursa este menționată. Aproximativ și 25% din populația Statelor Unite ale Americii. Aproximativ 91% dintre cei care compun această generație au acces la smartphone și 90% dintre ei zilnic accesează YouTube, ceva, un link pe YouTube. Sunt printre primii care au crescut cu social media și tehnologia mobilă. Aceasta este principala caracteristică generală a generației Z. Este o generație care nu cunoaște bariere de conexiune și, prin urmare, nici măcar limite particulare în orizonturile culturale. 45% din această generație aveau deja propriul smartphone la vârsta de 10-12 ani. Vorbim așadar despre cea mai mobilă generație, așa cum am menționat. De fapt, au o viață portabilă în care telefonul mobil devine un fel de cutie neagră a existenței cuiva, cu fereastră de necontestat în lumea socială virtuală. Dacă ar fi să ne adresăm anumite întrebări cu privire la cum se încadrează în activitățile de zi cu zi în lumea reală această generație și ce își doresc ei, de ce pun accent,
Atunci am putea să îi comparăm mai îndeaproape cu generația anterioară, millennials, persoane care își doresc să afle totuși adevărul. Indiferent de tehnologizare, aceste generații vor să vadă fețe, vor să interacționeze, să socializeze, să afle diferite povești. Doar că utilizează diferite forme de comunicare. De exemplu, pentru a transmite și pentru a recepta anumite povești, ei preferă storytelling-ul sau Instagram Stories, care în prezent sunt cele mai accesate și clicate sau în vogă la moment. Nu aș vrea totuși să încadrez în această categorie acele filmulețe de pe TikTok, că sunt cu totul altceva și în prezent au apărut reacții destul de adverse cu privire la efectele și impactul din punct de vedere psihologic asupra acestei generații. Sunt atenți, acești oameni sunt atenți la bunăstarea mentală și fizică. Fac exerciții și se dedică meditației și relaxării. Sunt destul de sensibili la problemele mediului înconjurător. Sunt liberali și sunt foarte atenți la îmbunătățirea societății civile și a drepturilor cetățenilor. Fac voluntariat și consideră că acesta este parte din viață. Încă de la vârste foarte fragede, membrii acestei generații au aptitudinile necesare, în mod evident, gestionării dispozitivelor electronice. Astfel, acestea le permit să obțină în doar câteva secunde tot ceea ce au nevoie, de la informații foarte complexe, calitative, la informații simple. Pot accesa filme online, beneficiază de aceste aplicații online care le permit să desfășoare anumite activități, fac internet research și, cel mai important, totuși mențin această interacțiune umană, fie prin comunicare la nivel de mesaje textuale, fie prin jocuri online, forumuri și comunități social media, fac vlogging sau vlogging. De fapt, mobilitatea este cuvântul cheie specific acestei generații. Diverse studii realizate atât la nivel internațional cât și în spațiul românesc au arătat că totuși principala formă de comunicare a acestei generații, generația Z, este textul, pentru a transmite un anumit mesaj și emoticoanele pentru a transmite anumite emoții sau stări prin care trec ei într-un anumit moment. De fapt, dacă ar fi să prezentăm anumite formule, acestea ar fi ele, text și emoticons, text și striker digital, text și meme-uri, text și clipuri video. Așa se desfășoară cumva formele de procesul de comunicare specific și formele de comunicare specific a acestei generații. De regulă, tonul discuțiilor, chiar dacă este textual, este unul foarte relaxat, fără a urmare gramaticale. Cuvintele de obicei sunt scurtate sau abreviate, în timp ce semnele de punctuație sunt rar folosite. De multe ori, mesajele au semnificație multiplă, lăsând loc de interpretare. De fapt, mesajele transmise de membrii acestei generații de multe ori nu sunt înțelese de reprezentanții altor generații. Cu referire la aceste emoții transmise prin diferite imagini, aceste emoticoane micuțe, generațiile precedente sunt foarte sceptici, fiindcă nu poți spunând sau afirmând că nu poți reda o stare printr-un simplu desen, printr-un simplu desen. Dar iată că acestea se adaptează timpurilor, perioadelor și, cum vedeți în această imagine, avem și emoticons specific crizei pandemice. Strict să răspundem la anumite întrebări, cum modelează această generație viitorul, cum se văd în câmpul muncii și dacă reprezintă un avantaj intrarea lor pe piața muncii. Referitor la cum ei modelează viitorul, este clar că avem prima generație complet globală, relaționarea lor fiind foarte dependentă de dispozitive digitale și forțați de această pandemie COVID-19, ei s-au adaptat
cel mai bine la munca de tip 2.0. Reprezentanții acestei generații în câmpul muncii au nevoie de foarte multă flexibilitate și autonomie. Vor ca ascensiunea lor în carieră să fie rapidă, iar pentru asta își doresc să ocupe locuri de muncă foarte provocatoare. Învață destul de repede și nu au problemă cu schimbarea frecventă a locurilor de muncă, ceea ce, de fapt, pentru angajatori este o problemă. Optează pentru confort psihologic la locul de muncă, echipă compatibilă, activități de gen team building și, evident, venituri mai mari. Intrarea lor pe piața muncii reprezintă un avantaj. Deși sunt diferiți comparativ cu generațiile anterioare, soluția integrării lor în câmpul muncii vine din acceptarea celorlalți și din schimbul de experiență cu cei prezenți deja de mai mult timp în viața de adult. Anul 2020 și criza pandemică provocată de COVID-19 au demonstrat că generația Z au fost cei care s-au adaptat cel mai rapid la noile condiții, atât în sistemul de învățământ, cât și la locul de muncă. Ei au fost și sunt cei care nu au avut nevoie, practic, de ajutor la nivel de comunicare sau gestionare eficientă a anumitor activități. Ba mai mult s-au implicat și au ajutat și reprezentanții altor generații. Este clar că pentru ei totul este la un click distanță și percep această digitalizare informațională ca o normalitate, ca ceva al lor, fără de care nu și-ar putea desfășura activitățile și chiar nu ar putea trăi viața de zi cu zi. În concluzie, putem spune că identitatea unei generații în contextul comunicării în general și a societății informaționale, a societății cunoașterii în mod particular, este strâns legată de acest proces de tehnologizare informațională și, de ce nu, de un anumit cine. Acel cine care reprezintă generațiile atât ca și identitate reală, dar în prezent și identitate virtuală, în continuă evoluție, sperăm să fie în continuă evoluție, astfel devenim transmițători unei succesiuni de ipostaze ale noastre în cadrul a diverse forme de dialog pe care reușim să le conștientizăm și să le ordonăm valori pentru a forma o marca noastră proprie care ne face unici și ne distinge de ceilalți comunicatori. Vă mulțumesc pentru atenție!